Bine v-am găsit la Euronews, acum sunt Sonia Teodoriu. Discutăm astăzi despre poziția de comisar din partea României. Premierul Marcel Ciolacu nu a trimis încă oficial propunerea de comisar european, așa cum a promis săptămâna trecută când a mers în vizita oficială de la Bruxelles. Asta pentru că negocierile la nivel european decurg foarte greu, iar președinta Ursula von der Leyen ar fi dezamăgită de propunerile primite până acum. Colegul meu, Octav Vasilescu, urmărește subiectul și ni se alătură cu detalii. Bun găsit, Octav. Spune-ne dacă eurodeputatul Victor Negrescu rămâne favorit pentru această poziție de comisar european sau dacă ar putea exista și alte propuneri. Bun găsit! Cel puțin la nivel declarativ, premierul Marcel Ciolacu a transmis că în continuare Victor Negrescu este principala opțiune a României pentru a ocupa o poziție de comisar după finalizarea tuturor negocierilor ca urmare a alegerilor din acest an. Cu toate acestea, potrivit informațiilor noastre, ar putea fi nevoit premierul să vină și cu o propunere de doamnă. Asta după ce foarte multe țări au propus doar bărbați pentru poziții de comisari în negocierile pe care le-au avut cu șefa Comisiei Europene, lucru pe care aceasta nu și l-a dorit. De la început a spus Ursula von der Leyen că ar trebui să vină țările cu două propuneri de bărbat și femeie, astfel încât să se țină un echilibru de gen și în viitoarea Comisie Europeană. Vedem însă că doar 7 propuneri de femei au existat până acum în primele discuții și din acest motiv în continuare se negociază pentru portofoliile de comisari din următoarea Comisie Europeană. Vor fi finalizate aceste negocieri cel târziu până la data de 15 octombrie, atunci vom ști exact componența următoarei comisii, iar în ceea ce privește situația României, premierul Marcel Ciolacu și-ar dori ca până pe 15 septembrie să trimită oficial propunerea de comisar din partea țării noastre, fie că va rămâne Victor Negrescu sau fie că va apărea o doamnă pe ultima sută de metri care va prelua portofoliul ce ar urma să-i revină țării noastre. Reamintim că și ultimele două portofolii au fost ocupate tot de doamne, de Corina Crețu și de Adina Vălean, motiv pentru care și-ar fi dorit Marcel Ciolacu ca următorul portofoliu să-i revină unui bărbat, dar rămâne de văzut cum se vor închide toate negocierile la nivel european, dacă va fi mulțumită în cele din urmă președinta Comisiei cu propunerea venită din partea țării noastre și, de asemenea, înainte de a trimite propunerea către Bruxelles, premierul Marcel Ciolacu a decis să discute și cu celelalte partide din capitală, din Parlament, să discute cu liderii partidelor politice, astfel încât să nu fie acuzat că de lipsă de transparență în acest proces. Premierul României nu a trimis nicio propunere oficială până în momentul actual, pentru că împreună cu mine și cu alți colegi căutăm să obținem un portofoliu cât mai bun pentru România. Nu e vorba despre persoana mea, niciodată nu a fost vorba despre persoana mea. Președinta Comisiei Europene, în mod de fapt, este nemulțumită de propunerile făcute, cele 21 de propuneri făcute și de echilibru de gen. România nu a făcut încă o propunere, deci nu este nemulțumită de propunerile României. Dacă se va identifica o altă persoană, eventual o doamnă, m-aș bucura, pentru că tot timpul au susținut nevoia de grepe de gen, însă vom vedea ce va decide premierul în raport cu informațiile pe care le are. Astăzi pot să vă spun că România este într-o postură foarte bună în a obține un portofoliu important pentru țara noastră. Lucrurile se mișcă în direcția evocată de premierul României, un portofoliu care are impact pe zona de economie, însă decizia, cum ați văzut și dumneavoastră, va fi luată de-abia spre luna octombrie, când Ursula von der Leyen va avea toate propunerile finale pe masă. Eu sunt vicepreședinte al Parlamentului European, negociator șef al legislativului european privind bugetul european. Sunt argumente puternice în favoarea mea. E și un sprijin la nivelul familiei politice europene, însă premierul României este cel care poate lua această decizie și o voi susține indiferent care va fi. Discut în continuare pe marginea acestui subiect cu invitații mei din această după-amiază. Ionela Ciolan, reprezentanta Martin Centers pentru Studii Europene, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație. Și Dacian Cioloș prin telefon la Euronews acum. Domnule Cioloș, încep cu dumneavoastră. Ați fost comisar european, înțelegeți foarte bine cum se poartă aceste negocieri. Vreau să vă întreb care este motivul pentru care se tot amână. Aveam un calendar foarte clar. Până vineri pe 30 august, toate cele 27 de state membre ar fi trebuit să facă o propunere. Iată că nu se întâmplă acest lucru și se tot tărăgânează aceste discuții la nivel european. De ce? Bună ziua și bine v-am găsit, în primul rând.
Acest deadline a fost impus de președinta Comisiei, de președinta desemnată. Nu e un calendar bătut în cuie. Ea și-a fixat niște obiective, inclusiv din punct de vedere calendaristic, însă doamna președintă trebuie să-și atingă și alte tipuri de obiective legate de calitatea structurii Comisiei, a candidaților pe care îi va trimite Europa. Pentru că acolo evaluarea va fi una foarte există și acesta de forțe în grupurile politice în Parlamentul European care se răspunde asupra lor comisarilor. Există mai multe grupuri politice în Parlamentul European, inclusiv dintre cele care au susținut candidatura doamnei von der Leyen, precer dincolo de calitate individuală a fiecare candidat și un echilibru gen în comisie. Asta ar putea fi un motiv stinge anumit candidat de comisari bărbați care nu vor convinge foarte mult din punct de vedere al calității și competenței lor, atunci ar putea crea victime aceste confruntări politice determinate de echilibru de gen. Așa, nu mă surprinde deloc faptul că doamna von der Leyen poate acum formule dincolo de dat limite pe care ai pus-o dânsa pe formule negocieri cu prim-miniștri, cu guvernul statelor membre, să poată atingă acest obiectiv și caută acest lucru cu prim-miniștri din familiile politice care sunt cele mai exigente la echilibru de aici Partidul Socialist și grupul politic socialist din Parlamentul European sunt printre cei mai vocali în echilibru de gen, așa încât firesc că doamna von der Leyen va întoarce spre premierii care fac parte din familia politică socialiștilor să-i dea femei, altfel va cere și grupul politic al socialiștilor în Parlamentul European să nu mai fie atât de gen cu aceste echilibru de gen. A probabil și ezitării premierului Ciolac acum în privința desferii comisarului partea României. Eu mă întorc atunci la dumneavoastră, doamnă Ciolan. Sunt până la urmă speculații că se prelungesc din cauza dorinței Ursulei von der Leyen pentru paritate de gen. Nu avem oficial nimic, de altfel un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a transmis astăzi redacției Euronews România că deadline-ul rămâne totuși 30 septembrie. Vedem totuși că nu se poate respecta acest lucru. Vreau să vă întreb de ce nu comunică Comisia mai clar, de ce nu spune foarte clar de la Bruxelles la atâtea propunere am primit. Asta e motivul pentru care se tot prelungesc discuțiile, pentru că, practic, pare că ne invită la speculații această lipsă de comunicare din partea executivului european. Da, într-adevăr, în acest moment știm că avem 22 de candidaturi oficiale și mai sunt restul celor cinci țări care urmează să-și anunțe oficial candidații pentru funcția de comisar. Sunt mai multe motive pentru care și nu aș insista doar pe partea de gen și discuțiile privind echilibrul de gen. Mai avem încă două motive destul de importante pe care aș vrea să le evidențiez. Pe de o parte, este posibil ca anumite țări să nu-și fi desemnat până la acest moment un comisar, pentru că vor să vadă mai întâi care sunt nominalizările din partea celorlalte țări, în speranța în care poate reușesc să vină cu o propunere și un nume de profesionist mai bun pentru un portofeliu pe care și-l doresc foarte mult. De exemplu, acesta este cazul Italiei, care până la acest moment, deși și-a manifestat clar interesul pentru un portofoliu economic și își dorește să rămână țara care deține portofoliul economic, a așteptat până acum și se preconizează că doar vineri o să anunțe care va fi numele viitorului său comisar european.
De asemenea, aș vrea să mai aduc în atenție faptul că și politica internă din diverse țări membre ale Uniunii Europene este un alt factor pentru care anumite țări au întârziat să-și exprime nominalizarea. De exemplu, în Danemarca se așteaptă ca în perioada următoare guvernul să aibă o remaniere guvernamentală pentru a se pregăti pentru a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene în a doua jumătate a anului viitor și dorește cumva să numească viitorul comisar european odată cu numirea a noului guvern. De asemenea, vedem că există crize politice interne în cadrul anumitor țări, precum Bulgaria și Belgia, și toate aceste crize interne și negocierile guvernamentale destul de dificile au practic lăsat țara fără o nominalizare de comisar până în acest moment. Deci nu doar elementul de gen este singurul care trebuie, nu știu, nu este singurul care este focusul nostru în această perioadă. Deci ideea ar fi că așteptăm să zicem, un fel de comunicare oficială din partea unui purtător de cuvânt al Comisiei care să anunțe că se prelungesc negocierile, ne așteptăm la un nou deadline. Cum ar funcționa? Care e cutuma la Bruxelles? Probabil că în săptămânile următoare vom avea un deadline mai clar. Fiindcă suntem în toiul negocierilor și pentru că probabil că sunt multe state care își doresc cele mai importante portofolii și pentru aceste negocieri trebuie să ținem cont de, pe de o parte, contextul geopolitic, pe de altă parte, puterea de influență a țărilor membre în cadrul Uniunii Europene, în același timp influența grupurilor politice, toate aceste și apoi familia politică din care face parte respectivele propuneri de comisar, toate aceste elemente contează în toată această axă, în tot acest raționament, cum se aleg portofoliile și cum se aleg comisarii europeni. Apropo de cum se aleg portofoliile. Este o situație destul de complexă și probabil că la momentul actual nici ei nu își dau seama care va fi deadline-ul foarte clar, din moment ce vedem că există țări care nu respectă deadline-ul respectiv, care a fost deja propus 30 august. Apropo de cum se împart portofoliile, mă întorc la dumneavoastră, domnule Cioloș, și vreau să vă întreb care e, de fapt, puterea de negociere a premierului unei țări atunci când cere, de exemplu, un anumit portofoliu. Știm că Marcel Ciolacu nu a zis doar o dată, a zis de mai multe ori, a zis de fiecare dată când este întrebat despre acest subiect că își dorește un portofoliu puternic, un portofoliu economic. Cum funcționează la nivelul Comisiei? Fiecare țară vine și spune vreau un portofoliu economic, vreau un portofoliu în digitalizare și atunci președinta Comisiei încearcă să mulțumească pentru toată lumea sau ea vine cu propria ei viziune și încearcă să, ca niște piese de puzzle, să le pună fiecare stat membru pe poziția pe care o consideră ea potrivită? Din punct de vedere formal, toată puterea privind repartizarea portofoliilor este în mâna președintelui sau în cazul de față a președintei desemnate a Comisiei Europene, doamna von der Leyen. Deci, practic, formal, statele membre fac propuneri de candidat. După ce aceste propuneri sunt acceptate de președinta desemnată, ea decide cum repartizează portofoliile, ce denumire de portofoliilor, ce consistență și cum le repartizează între candidați. Sunt și aici portofolii puternice sau mai puțin puternice din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pe domeniile de competență strict europeană, cum sunt negocierile comerciale, de exemplu, sau bugetul Uniunii Europene. Sunt domenii de competență partajată între statele membre și Uniunea Europeană, cum e politica de mediu, agricultura, apoi e partea economică, financiară, evaluările astea ale bugetelor statelor membre care se fac. Deci sunt portofolii care sunt puternice prin
tratatul Uniunii Europene prin puterea pe care viitorii comisari o vor avea prin tratat, prin reglementări și legi europene. Sunt alte portofolii influente din punct de vedere politic în anumite contexte, cum ar fi deci până la urmă nu este, de nu poate veni fiecare premier, fiecare șef de stat să bată cu pumnul în masă și să spună vreau o economie, de exemplu, cum zice Marcel Ciolacu. Vreau să vă întreb dacă funcționează această cutie. Premierii pot să facă ce vor ei. Decizia finală rămâne nu la e în Consiliu, decizia nu e în Parlament, ci e la președinta Comisiei, dar evident că doamna von der Leyen acum are nevoie de susținere în Parlament. Aici premierii unor țări puternice au influență în Parlament prin numărul de europarlamentari pe care l-au sau prin influență pe care au în familiile lor politice. Va mai trebui aprobat, așa cum v-am spus, și programul politic al Comisiei Europene în Parlamentul European și aici. Iar va fi nevoie de susținere politică. Păi și are Marcel Ciolacu această greutate despre care vorbiți, ca să vorbim concret despre premierul României. Are Marcel Ciolacu greutatea asta cât să poată cere acest portofoliu sau un portofoliu cu o componentă economică sau, dimpotrivă, va fi lăsat mai la capătul listei să vedem unde se potrivește și România? Încă o dată, portofoliul economic e un termen foarte vag. Sunt unele portofolii care pot fi definite economice, care au un impact politic și decizional puternic, sunt altele care la nivel european au un impact mai puțin important, dar care pentru un stat membru poate să fie considerat ca fiind important. Deci aici eu nu știu ce a cerut domnul Ciolacu. Din punctul meu de vedere, România ar putea avea greutate în aceste discuții dacă ar exista un consens între cele două partide care sunt acum la guvernare, care ambele fac parte din două familii politice importante din Parlamentul European. Ciolacu din familia socialiștilor, de care von der Leyen are nevoie pentru voturile din Parlament care vor veni, dar care, cum spuneam, insistă și pentru echilibru de gen, și PNL-ul, care face parte din familia politică din care face parte și von der Leyen. Și dacă ar exista o aliniere în cadrul guvernului sau coaliției majoritare pe candidat și pe portofoliu și ambele partide ar susține în familiile lor politice o anumită viziune, sigur că România, ca al șaselea stat membru, ar avea greutate mai mare. Dacă fiecare se duce pe cont propriu și încearcă să influențeze lucrurile, premierul Ciolacu ca persoană vorbesc, nu, eu nu-l consider ca fiind un lider foarte influent, pentru că nu vorbește limbi străine, n-are cum să construiască relații personale cu lideri politici din familia lui, are nevoie de interpret totdeauna, deci discuțiile se poartă altfel când ai tu relații personale directe și într-un alt fel atunci când tot timpul vorbești prin intermediar. Deci din punctul ăsta de vedere, nu știu câtă greutate are dânsul ca persoană. Mm. Partidul ar putea avea, dar asta presupune, cum v-am spus, să aibă cine să joace această influență și, din păcate, partidele mari din România, în momentul de față, nu au lideri politici cu greutate la nivel european capabil să negocieze și să fie luați în considerare atunci când se poartă astfel de discuții și să cântărească prin greutatea persoanelor și a numelui lor în discuțiile la nivel european. Apropo de cum se împart portofoliile, citesc în Politico că, de exemplu, Malta, Belgia și Bulgaria sunt câteva dintre statele cărora Ursula von der Leyen le-ar fi propus portofolii mai bune dacă revin cu propuneri femei. Așadar, revin la discuția despre balanța de gen. Haideți să vedem ce spunea Marcel Ciolacu în urmă cu o săptămână la Bruxelles despre inițiativa sau lipsa de inițiativă de a numi și o femeie, de a face o nominalizare femeie pentru poziția de comisar. Normal că am o preferință. Preferința mea e domnul Victor Negrescu. Nu-mi place pe timpul comunismului să-mi impună cineva ceva. Am văzut că și alte vreo 10 state sau 14 state au avut aceeași problemă ca și mine cu trecutul, să nu ne impună nimeni nimic. Doamnă Ciolan, revin la dumneavoastră. L-am ascultat așadar pe premier care
discutat, ales să vorbească despre comunism atunci când se impuneau lucruri, atunci când s-a referit la apelul Ursulei von der Leyen la paritate de gen. Da, nu este într-adevăr singurul premier sau șef de stat care face, alege să nominalizeze, doar un bărbat. Care sunt piedicile reale în Comisia Europeană pentru a se atinge această paritate de gen? Pe de o parte, unul dintre piedici este faptul că în tratatele Uniunii Europene nu există o obligație legală în acest sens ca statele să nominalizeze femei. De asemenea, rămâne la latitudinea statelor membre, prin urmare ca acestea să nominalizeze cei doi candidați, așa cum au fost ceruți de președinta desemnată von der Leyen, un bărbat și o femeie, pentru poziția de comisar, lucru care am văzut că majoritatea statelor au refuzat să o facă. Pe de altă parte, mai există un element care complică un pic aceste discuții de paritate de gen. De exemplu, în cazul în care comisarii actuali rămân pentru un nou mandat, își practic țările își renumesc comisarii în funcție pentru un nou mandat, nu mai există obligația ca țările respective să ofere și un candidat femeie. Și în cazul de față avem dintre cei 6 comisari în funcție care rămân și în viitoarea Comisie Europeană, 5 sunt bărbați. Franța, Slovacia, Ungaria, Olanda și Letonia rămân cu comisarilor bărbați în funcție. Care își păstrează și portofoliile, pentru că, iată, surse guvernamentale spun astăzi pentru Euronews România că un portofoliu care ar putea, pe care l-ar putea viza Marcel Ciolacu pentru Victor Negrescu ar fi cel de piață internă, pe care în Comisia Europeană în acest moment îl ocupă Thierry Breton, reprezentantul Franței. E de asemenea o cutumă că aceste portofolii cu greutate sunt deținute de țări care sunt în zona euro. Rămâne în continuare valabil și pentru următoarea Comisie Europeană sau ar putea Ursula von der Leyen să refacă optica în această privință? În mod clar, țările cele mai importante din cadrul Uniunii Europene vor dori să-și păstreze influența și puterea asupra celor mai importante și influente portofolii. De exemplu, Franța își dorește să rămână țara care deține portofoliul de piață internă și nu doar piață internă, și pe lângă piață internă trebuie menționat faptul că Thierry Breton este practic cel care se ocupă și de industria de armament europeană. La momentul actual, această mică secțiune, mic directorat general al Comisiei Europene pentru industria de armament europeană face parte din marele directorat de piață internă. Evident că acesta s-ar putea să se decupleze și să se formeze acel portofoliu de comisar european pentru apărare, fie industrie de apărare sau alte numiri în acest gen, de s-ar putea să avem un comisar pentru apărare sau colaborare în zona de apărare. În schimb, ce este important este faptul că toate aceste grupuri de lobby, toate companiile franceze vor dori ca Franța să dețină în continuare portofoliul de piață internă, pentru că este un portofoliu cu influență. Nu știu în ce măsură România poate să acceadă la acest portofoliu, care este unul dintre cele mai importante din cadrul Uniunii Europene, în momentul în care noi nu suntem încă parte din zona euro. Așa este. Revin la dumneavoastră, domnule Ciolo, și ca o concluzie mi-aș dori să ne gândim la un alt portofoliu, cel al vecinătății și extinderii, care în acest moment este deținut de Ungaria. Există totuși voci de la Bruxelles care spun că acest portofoliu ar putea căpăta noi valențe în vederea aderării Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ar putea primi un buget mai mare în contextul în care se vorbește despre fonduri de preaderare, așadar o importanță mare atunci când se așează acest comisar la masa, la masa Comisiei Europene. Vedeți o astfel de poziție pentru România și dacă da,
pe cine ați vedea în această poziție? În primul rând, eu sunt aproape convins că niciun comisar nu își va păstra portofoliul actual, dar extinderea Uniunii Europene spre Est încoace, când a crescut masiv numărul de state membre și deci numărul de comisari, practic la Comisia Prodi încoace, nu țin minte să fi fost vreun caz în care un comisar să se păstra exact același portofoliu. Și asta eu știu inclusiv discuția când eram eu comisar acolo și să pună problema să rămân Jean-Claude Juncker și fi dorit lucrurile acestea, a trebuit să fie un alt portofoliu care începe din urmă, pe care îl discutasem cu Juncker și care a rămas pentru Corina Crețu, tot pentru că s-a pus problema de echilibru de gen. Dar în principiu nu merg președinții de comisii noi cu comisar cu același portofoliu în Parlamentul European. E nevoie de o rotație, nu mai e caz să dezvoltăm acum de ce. Însă pentru România va fi greu să pretindă la anumite portofolii economice care țin și de zona euro, că vreme România nu e încă membru în zona euro. Sunt niște reguli nescrise acolo, nu se treacă candidați nici în Parlament și Consiliu. Ar fi discuții dacă președintele Comisiei ar veni cu candidați pe anumite portofolii care țin de negocieri în interiorul zonei euro și candidați care vin din țări care nu sunt încă în zona euro. Urmărim totuși, domnule Cioloș, da, urmărim și noi dacă vom primi sau nu extinderea. Aș dori o concluzie și din partea dumneavoastră, doamnă Ciolan. Ar fi extinderea un portofoliu bun pentru România și dacă da, de ce? Da, din perspectiva mea, portofoliul de extindere ar fi portofoliul cel mai potrivit României, pentru că România, fiind una dintre țările de asemenea noi membri al Uniunii Europene, are această expertiză a aderării la Uniunea Europeană, expertiză pe care o poate folosi pentru a ajuta țările candidate să încheie mai multe dosare de negociere și să atingă procesul de aderare la Uniunea Europeană mai rapid. Deci avem expertiză tehnică pe această zonă. De asemenea, România este țara, una dintre țările care susțin cel mai mult aderarea la Uniunea Europeană, atât a țărilor din Balcanii de Vest, dar cât și a Republicii Moldova și Ucrainei și a Georgiei la momentul în care se va ajunge la această discuție. Suntem într-o poziție bună și consider că acesta ar fi portofoliu care ne-ar avantaja cel mai bine. Este un portofoliu care are influență și o să aibă o influență destul de mare în viitoarea comisie. Mulțumesc foarte mult, Ionela Ciolan. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Cioloș, pentru dezbaterea din această după-amiază. România vrea să cumpere singurul port din Republica Moldova care permite accesul la Marea Neagră prin fluviul Dunărea, care e miza, aflați imediat de la invitații Euronews. Am revenit în direct. România a aprobat memorandumul privind negocierile pentru cumpărarea portului internațional Giurgiulești, singurul din Republica Moldova accesibil navelor maritime. Tranzacția nu prevede însă vânzarea părții din port care aparține statului, ci doar pe cea deținută de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Purtătorul de cuvânt al guvernului spune că prin această decizie administrația porturilor din Constanța ar putea deveni unul dintre cele mai importante puncte maritime din Europa. Se va crea în baza acestui memorandum o comisie de negociere din care vor face parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Transporturilor și, evident, ai Ministerului Finanțelor, pentru a se deschide negocierile cu Banca Europeană de Dezvoltare pentru achiziția acestor acțiuni care vor duce la controlul majoritar al statului român prin intermediul, repet, Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța asupra acestui port Giurgiulești. Este vorba despre compatibilizarea care există deja și fluidizarea unui input, unui trafic de mărfuri consolidat pentru a transforma în acest ecosistem portul Constanța într-unul dintre cele mai importante puncte de convergență de trafic de marfă din această parte a Europei, cel puțin.
Portul este amplasat în localitatea Giurgiulești, iar în prezent este administrat de o companie din Țările de Jos, care este deținută de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Colegul meu, Andrei Nourescu, ne dă detalii. O să vedem imediat și localizarea exactă pe hartă a acestui port. Este foarte, foarte aproape de portul Galați, așa cum o să vedeți imediat pe hartă. Cam aceasta este poziția și este relativ aproape de granița cu România. O să vedem aici și câteva dintre cifrele mai relevante despre volumul care poate circula prin acest port. Un port care s-a construit în 10 ani și în care s-au investit până acum 35 de milioane de dolari. Așadar, o investiție masivă. Mai vedem alte câteva date interesante despre acest port deținut în clipa de față de către Danube Logistics. Vedem capacitatea este de 63.000 de metri cub de combustibil. Nu ceva deosebit, evident există porturi mult mai mari în Europa, dar, repet, poziția strategică este esențială în acest caz. De asemenea, terminalele de cereale pot tranzita peste 3.000 de tone de cereale pe zi, iar pentru alte mărfuri este la dispoziție o suprafață pentru containere, practic o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Rămâne să vedem acum și cum vor decurge negocierile și la ce sumă s-ar putea ajunge pentru ca, iată, proprietatea Bird în clipa de față să poată ajunge în proprietatea statului român prin Ministerul Transportului. Discut pe marginea acestui subiect cu Alexandru Șerban, este fost director al administrației porturilor Dunării Maritime la Galați. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Euronews România. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Și cu Veaceslav Ioniță, este analist economic din Republica Moldova, în legătură directă cu noi prin telefon. Întâi merg la dumneavoastră, domnule Șerban, cu o întrebare simplă. Vreau să vă întreb de ce ar fi o achiziție importantă pentru România acest port? Cum ar completa deja infrastructura portuară pe care o avem în acest moment și ce plus valoare ar aduce? În primul și în primul rând, România în sfârșit ia decizii într-un mod direct, adică nu reacționăm la alte lucruri care s-au întâmplat. Pare că avem în sfârșit o strategie, sau printre puținele de spune, am avut o strategie de a ne dezvolta. După cum știm, toți ne plângem că au venit supermarketuri la noi în țară, că OMV operează partea de produs petrolier, Lukoil și așa mai departe. România face un pas important, una extinde operațiuni de transport marfă într-o altă țară, într-o țară vecină, Republica Moldova. Portul Constanța, mai ales în contextul actual, cel al războiului care e la granița cu Ucraina, este un punct strategic, un nod de transport important la Marea Neagră, iar portul Giurgiulești este un port satelit în această relație de transport, mai ales pe axa cu Ucraina și Republica Moldova. Din ce știu, și cei din portul Burgas, Bulgaria, sunt interesați, tot port maritim la Marea Neagră, sunt interesați de achiziționarea acestui port de la Giurgiulești. Și cred că ar fi benefic pentru România să fie ei cei care vor beneficia de toate aceste linii de transport noi create pentru reconstrucția Ucrainei sau pentru exportul de cereale din zona respectivă. Portul Giurgiulești a avut în 2023 aproximativ 2,2 milioane tone de marfă tranzitate, transbordate, undeva la 50% cred că au fost cereale din Republica Moldova sau din Ucraina. Dar ei totodată știu că operează și produse petroliere, și ulei de floarea soarelui, și mărfuri generale, și semințe, îngrășământ și așa mai departe. Iar pe linia asta de import cu Turcia sau de export cu Africa de Nord, cu Egipt, știu că uleiul de floarea soarelui de acolo se exportă în Italia, în Spania, în Portugalia. Practic România devine un jucător, pentru că marfa va pleca fie din portul Giurgiulești pe nave maritime, dar de capacitate mai mică, până în 10.000 de tone, către portul Constanța. Ea va fi transbordată în nave mai mari, de capacitate mai mare, care vor pleca la rândul lor mai departe către Africa de Nord sau către alte țări din cât ar putea să dureze această achiziție? Nu știm deocamdată nici suma, nu avem niciun fel de reacție din partea băncii europene care dețin
devine parte a acestui port. Cât ar putea dura până când vom putea negocia direct și am putea vedea în administrarea statului român portul Giurgiuleș din Republica Moldova? Știu că s-a format o comisie de negociere pe acest subiect, e în atributul lor, n-aș putea să vă avansez un termen pentru că nu știu la ce nivel sunt discuțiile dintre această comisie de negociere formată și reprezentanții BRD. Dar cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru noi. Dar dacă ar fi să faceți o evaluare, cât ar putea costa? Nici aici n-aș putea să arunc cifre. Știu că s-au investit sume importante de bani în dezvoltarea operării din portul Giurgiulești. Cu siguranță se va ține cont și de investițiile care s-au făcut în ultimii 10 ani acolo. Probabil că suma va fi de câteva zeci de milioane de euro bune, poate chiar și mai mult, n-aș ști să vă spun. Care ar putea fi răsunetul în economia românească odată ce ar intra în administrația statului român acest port? Ce practic s-ar putea vom fi un jucător cu o importanță și mai mare în traficul de export dinspre Ucraina, Republica Moldova și totodată de import către aceste două piețe. După cum știm, Ucraina va avea nevoie de o reconstrucție. În mod direct, portul Constanța și economia românească va câștiga din volumul de mărfuri tranzitate prin aceste două porturi, care vor face legătura cu aceste două țări. Din taxele de operare, taxe de depozitare a mărfurilor și așa mai departe. Puteți să ne dați exemplu ca pentru să facem o comparație, nu știu, la alte porturi de pe Dunăre în acest moment, cât câștigă statul român, ca să avem o dimensiune a câștigurilor potențial viitoare? Vorbim de câteva milioane de euro bune. N-aș ști să vă zic, nu am documentat recent în ceea ce privesc profiturile pe care le-au înregistrat companiile care operează la Dunăre, dar în orice caz vorbim despre câteva milioane de euro bune. Vedeți o relație bună între... Nu e vorba doar de taxele, din mod direct. Porturile care aparțin României și sunt dunărene, avem salariați, avem firme cu activități complexe, să zicem, sau conexe cu activitatea portoară și de acolo se câștigă în mod indirect și câștigă statul român. Aici, câștigător în mod direct pentru, să zicem, nu știu, creșterea locurilor de muncă din portul Giurgiulești pe viitor, pe operarea mai multor mărfuri, va fi preponderent pe Republica Moldova. În schimb, v-am zis, vom câștiga din dreptul portului Constanța. Practic, vom fi un jucător în transportul de mărfuri din această zonă. Trebuie să spunem că și șefa statului moldovean, Maia Sandu, a comentat, spune că totuși decizia aparține Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care e proprietara portului. Vreau să vă întreb dacă până acum, în ceea ce privește traficul naval, a existat o colaborare bună între România și Republica Moldova și dacă ne-am putea aștepta ca această colaborare să continue și odată ce România ar face această achiziție foarte însemnată. Cu siguranță relațiile au fost directe și de bun augur, să spunem așa. Ideea este că pe lângă relațiile bilaterale dintre țări, la finalul zilei, traderii de marfă pot alege să ducă marfa acolo unde își doresc ei. Nu poate obliga un stat ca un proprietar de marfă să tranziteze marfa printr-un port sau nu. Lucrurile acestea se dezvoltă prin facilitățile portare pe care le oferă porturile respective. Și invariabil contează foarte mult ce vor aduce ei la masă. În schimb, portul Giurgiulești, undeva în 2020, cred că opera la 1,4 milioane de tone. În 2023, din ce am înțeles, a operat aproximativ 2,2 milioane de tone și vreo 8500 de containere aproximativ. Deci un port cu o dinamică ce crește, o dinamică crescută. Avem peste 50% creștere în 3 ani de zile a traficului de marfă. Și de asta revin la ce am spus de fiecare dată, e important că România va fi un jucător în acest flux de mărfuri care cu siguranță va crește pe perioada de reconstrucție a Ucrainei. Totuși amintea și dumneavoastră mai devreme că și un port din Bulgaria, administrația portoară din Bulgaria se luptă pentru acest portul Giurgiuleș din Republica Moldova, pentru preluarea acestui port. Spuneți-mi, vă rog, de ce ar avea România un avantaj în aceste negocieri cu BRD, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care ar fi asăturile noastre pentru a putea într-adevăr să cumpărăm partea care ține de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, asta în fața vecinilor bulgari care își doresc același lucru.
În primul rând avem această relaționare despre care am vorbit mai devreme, care a fost una foarte bună, din ce știu, între autoritățile din Portul Giurgiulești și cele din Portul Constanța. De asemenea, știu că Portul Giurgiulești are o conexiune directă de transport pe cale ferată cu terminalul de containere DP World din Portul Constanța. Da, deci practic acele 8500 de containere cu siguranță vin dinspre DP World sau se duc către DP World în Portul Giurgiulești, marea lor majoritate. Deci există deja o linie bătătorită, să spunem așa, și cum ziceam, relațiile de transport care au existat și până acum. Principalul port în care Portul Giurgiulești a exportat marfă pentru a fi transbordată în nave mai mari este Portul Constanța. Spuneți-ne, deci deja cei de acolo sunt parteneri pentru ei de afaceri. Dar spuneți-ne ce capacitate are totuși statul român să administreze un port care nu e pe teritoriul țării noastre și dacă asta ar putea fi o problemă. Vedem că în momentul ăsta există o administrație a țărilor de jos. Acolo, iată, la mii de kilometri distanță se poate, dar aveți încredere în capacitatea României de a gestiona un port care nu e pe teritoriul României? Desigur, dacă vă uitați și la ce s-a întâmplat în administrațiile portoare, România a investit în ultimii 4 ani, în ultimii 3-4 ani în absolut toate porturile pe care le deține, indiferent că vorbim de statul român, indiferent că vorbim de operatorii portuari. Practic, la momentul la care discutăm, niciun port de pe Dunărea Maritimă nu se află sub vreun proiect de dezvoltare. Deci toate au proiecte de dezvoltare, de reabilitare, de implicare, se încearcă creșterea traficului de mărfuri. În Constanța, similar. Sunt convins că România are specialiști care pot gestiona Portul Giurgiulești foarte bine. Bun, vom urmări dacă cine va câștiga, dacă românii sau bulgarii care se luptă pentru preluarea acestui port. Spuneți dumneavoastră că România ar avea șanse totuși să preia. Cât vă așteptați, că, din punct de vedere economic, care vă aștepta să fie câștigul țării noastre, cel mai important câștig după ce ar face această achiziție? După cum ziceam și mai devreme, avem acest câștig imediat prin taxele care se percep prin operarea traficului de mărfuri. Traficul de mărfuri ne așteptăm să crească în următorii ani pentru înspre și dinspre Ucraina și Republica Moldova. Totodată, evident că crescând traficul de mărfuri și prin Portul Constanța, care va fi principalul nod al portului Giurgiulești, cu siguranță și indirect se vor dezvolta și alte afaceri în zona Constanței, posibil să se dezvolte și în zona Galațiului. Cu siguranță statul român va avea foarte mult de câștigat și, cum am zis la începutul intervenției, mă bucur că în sfârșit acționăm în mod direct și nu reacționăm la o situație care s-a întâmplat. Dacă vă amintiți, acum câțiva ani era în discuție să se realizeze o nouă fabrică Volkswagen și deja lucrurile erau cam bătătorite în zona Turciei și ne părea rău că am fi putut să o preluăm noi ca și stat român să se construiască pe teritoriul nostru. Statul român de data aceasta se implică direct și dinainte anticipează practic ce se întâmplă în această zonă, dar din punct de vedere al traficului de mărfă, că el va crește și că e nevoie de trafic de marfă către și dinspre Ucraina și Republica Moldova și acționează, va juca un rol decisiv și va controla, coordona aceste fluxuri de marfă ce se vor dezvolta în continuare în următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult, Alexandru Șerban, pentru această analiză. Cu drag, sunt frumoasă. Punem punct jurnalului aici. Nu plecați, pentru că de la Fix, colega mea, Andreea Gurban, vă așteaptă cu cele mai noi imagini și informații. Atunci când atmosfera se încinge sau când se destinde, ai un partener de nădejde. Gri aer condiționat, alături de cele mai bune stări de spirit. Când tehnologia e atât de avansată,